Bun, haideți să vorbim și despre legea Offshore Wind, un proiect, așa cum spuneam la începutul interviului, un proiect de suflet al noastră, l-ați început încă de pe vremea când erați secretar de stat, o realizare mare. Așa este, așa este. Este pentru prima dată când, acum nu vreau să înțeleagă telespectatorii noștri că mă laud prea mult cu lucrul acesta, fiind și inițiat de mine, dar realitatea este următoarea. Este prima dată după foarte mult timp când un domeniu de activitate al economiei românești, în speță, în partea asta de energie, se reglementează de la zero. Nu aveam nimica. Nu aveam nici măcar o procedură. Dacă cineva venea în 2021 și vroia să investească miliarde de euro în Marea Neagră să producă energie electrică, așa cum o pot face în Marea Nordului, în Oceanul Atlantic sau cum se întâmplă în țări precum Anglia și Spania și Scoția, nu puteau să o facă. Nu știau de unde trebuie să-și ia prima autorizație, cine le emite autorizație de construcție, ce permise, ce autorizări, de unde închiriază terenul, ce trebuie să facă, cui se adreseze, nu exista nimic. Și practic, din decembrie 2021, cu sprijinul Băncii Mondiale și cu sprijinul Guvernului American, am făcut un draft de lege cu fiecare procedură în parte, cu termene pentru fiecare instituție ce are de făcut, în așa fel încât să acoperim toate nevoile investitorilor. După ce am drăftuit această lege, am scris la ea, n-am crezut că o să dureze așa de mult, vă spun sincer. I-am spus ministrului la acea vreme, Virgil Popescu, el mi-a dat sarcina, m-am dus și am spus, zic, uite, avem o problemă, nu avem nimic pe partea asta. Vrei să te ocupi? E problema, tu ai ridicat-o, ocupă-te, fă-o. Mulțumesc frumos! Ne-am apucat de treabă, a trecut un an, nu terminam. Păi, ați intrat în panică. Ce faci, George? Mai durează? Eu am simțit în felul următor că trebuie să procedez. Am spus, când am ajuns secretar de stat la Ministerul Energiei, am zis că trebuie să fie un lucru cu care să mă identific. Faptul că am ajuns secretar de stat la Ministerul Energiei nu e suficient. Faptul că lumea va spune, nu știu, domn ministru, domnule secretar de stat, 6 luni, un an de zile cât o ține mandatul ăla, nu e suficient pentru mine. Eu trebuie să mă identific cu un proiect de avangură, un proiect măreț pentru zona din care vin, pentru Constanța este foarte important. Și atunci de asta am ales acest proiect, a durat mult, într-adevăr, s-a votat de Parlament, a fost promulgat de președintele Iohannis, am primit felicitări de la partenerii strategici pentru forma în care a ieșit acest proiect, sunt foarte bucuros că am reglementat de la zero, așteptăm Ministerul Energiei să termine delimitarea perimetrelor, Autoritatea de Reglementare are atribuții pe parte de licențiere și pe parte de autorizare a acestor investitori, mai întâi trebuie să contracteze Ministerul Energiei un consultant pentru delimitarea perimetrelor, în așa fel încât să știe cel care vine să investească în ce zone poate să monteze aceste turbine eoliene offshore. Telespectatorii trebuie să știe că nu vor implica niciun fel de alte activități, adică nu se vor suprapune cu activitățile de transport maritim, cu activitățile turistice, cu activitățile de pescuit. Nu le vom vedea, practic, de la țărm, aceste centrale eoliene care vor fi amplasate pe mare. Deci toate se vor face respectând toate prevederile de mediu și toate activitățile care se desfășoară economic în Marea Neagră. Ce înseamnă practic acest proiect? Înseamnă miliarde de euro care vor veni în zona aceasta, înseamnă un potențial pentru portul Constanța imens, pentru că toate operațiunile se vor desfășura din portul Constanța, vor avea nevoie de o grămadă de contribuții locale, oameni, echipamente, dotări, utilaje,
eu nu văd decât beneficii pentru lucrul acesta, pentru Constanța. Beneficii care, după ce vom termina, deci în lege avem trecut 3 gigawați. 3 gigawați înseamnă vreo 4,55 miliarde de euro investiții, ușor, ușor. Chiar mai mult, cred. După ce se investesc, după ce se construiesc aceste capacități și se investesc acești bani în Marea Neagră, noi am avut o ambiție, să fim prima țară de la țărmul Mării Negre care avem o astfel de industrie. Și suntem. Și suntem primi. Am fost înaintea bulgarilor, Ucraina nu se pune, că sunt în război. Dar celelalte țări vor dezvolta și ei, pentru că potențialul este același. Vântul bate în Marea Neagră și în dreptul Bulgariei. Ori companiile când vor veni și vor investi și în producerea de energie din Marea Neagră, din zona economică a Bulgariei, de unde credeți că vor opera acele turbine? Credeți că se vor reloca din portul Constanța, se vor duce la Varna? Nu. Vor rămâne în Constanța și vor deservi acele turbine din portul Constanța. S-au identificat zonele unde ar urma să fie construite? Nu, asta vă spuneam, că Ministerul Energiei trebuie să facă studiul acela cu privire la delimitarea perimetrelor pentru construirea proiectelor eoliene. Dar potențialul este imens.